Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Hello Neighbor. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu ceva foarte special, pentru că am aflat că cineva a descoperit niște hărți noi în jocul ăsta, niște hărți care în momentan nu sunt introduse în joc, deci nu poți să le accesezi din joc, dar a săpat în fișierele jocului și a reușit să afle niște locații noi, cum ar fi o cameră în care era ținut copilul, o cameră din întuneric și școala. Deci o să putem să intrăm și în școală în episodul de azi. Numele tipului este Gaming Felix, aveți canalul lui de YouTube în descriere dacă vreți să-l vedeți și voi, și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru că a reușit să mă ajute cu chestia asta, să vă arăt și vouă. Tipul nu e din România, e un YouTuber străin, dar foarte, foarte de treabă. Oricum vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut la episodul anterior, pentru că știu că s-au strâns peste 15.000 de like-uri și vă mulțumesc din suflet pentru numărul ăsta. Cu siguranță îmi place foarte mult să descoper toate secretele pe care jocul ăsta le are de oferit și uite, chiar și dacă hărțile nu sunt încă introduse în joc, noi tot le descoperim. Suntem ca niște detectivi, așa, nu știu, îmi place foarte mult chestia asta și vom... fiecare secret pe care îl aflu o să vi-l arăt. Dar în cele ce urmează ne vom duce pe hărțile alea alte două, deci mergem pe... Una din ele se numește Fear Darkness și una din ele se numește Fear School, adică frica de întuneric și frica de școală. Hai să intrăm. Harta secretă a jocului se numește Fear Darkness și este o hartă în care pur și simplu avem niște ochi deasupra noastră, suntem foarte mic, probabil ne vom trezi pe această canapea în momentul în care harta asta va fi introdusă oficial în joc. Ne trezim pe această canapea, totul este mare, foarte, foarte mare și ne pune să mergem pe aici. După cum vedeți, eu am setat și gravitația ca să putem să ne urcăm un pic mai ușor, dar avem un radio imens aici. Ia uite ce, câte chestii interesante putem să avem în această zonă. Mă gândesc că zona asta va fi un fel de zonă de vis, adică în momentul în care visăm noi, aici ne va da. Dar vedeți și voi câte obiecte noi, câte obiecte care nu au fost introduse încă în joc există. Ia uitați-vă și voi. Holy shit! Și... vedeți, sunt amplasate chestiile astea aici, special ca să ne urcăm pe ele, că altfel n-ar fi fost puse. O grămadă de produse și chestii pe care nu le avem momentan în joc, dar care vor fi introduse pe parcurs. Ia să vedem mai sus puțin. Doamne, cât de mișto poate să fie. Și asta a fost posibilă doar cu ajutorul săbătorilor în fișierele jocului. Altfel, aceste hărți nu ar fi putut fi găsite. Și vă dați seama cât au stat unii oameni să sape în fișierele jocului ca să descopere aceste chestii. Dar mă bucur că am reușit să le vedem și noi. Cred că astea sunt fișiere de Alpha 4, sincer să fiu. Cred că sunt fișiere de Alpha 4 pentru că momentan n-ai cum să le accesezi. Așa, uite, hai să ne urcăm pe chestia cealaltă. Ce? Wow, ce e asta? Clopoțel cu ceva... un ceas cu o minge. Ok, ne urcăm un pic mai sus. Și următoarea hartă este o hartă în care te duci, pur și simplu te duci în școală. Ce m-a surprins. Faptul că în școală n-am putut să intrăm, dar pe această hartă putem să intrăm în școală. Și vedeți că sus acolo sunt niște ochi care te privesc. Na? Foarte straniu. Foarte, foarte straniu. Dar fără gravitație pe lumea asta ar fi fost un pic cam greu să navighezi. Probabil în momentul în care se va lansa Alpha 4 ne va pune să navigăm fără gravitație, fără nimic. Adică pur și simplu să fim noi și cu harta. Dar momentan ne ajutăm și noi de ce putem. Wow, astea se rup, ești nebun? Fiți atenți că astea sunt puse la vrăjeală aici. Bucățile alea de acolo chiar se rup. Ok. Vreau să mă urc cât mai sus, dar momentan nu reușesc să ajung atât de sus pe cât aș vrea. Ia să văd, uite aici, dacă fac așa. Opa. E foarte misterios așa, dar uite, cred că o să încerc eu să mă urc de pe chestia asta de aici. Și stați până la finalul videoului pentru că secretele astea sunt absolut uimitoare și merită să le vedeți, ca să nu le pierdeți. Uite așa, o să ne urcăm un pic mai sus pe aici. Opa. Aici e o manetă de aia, știți că am avut o manetă de asta. Și acolo sunt ochii. Ochii care momentan nu sunt, sunt doar ca niște beculețe, dar noi de jos îi vedem ca niște ochi. Dar foarte interesant. Cu adevărat straniu și înfricoșător cum cad obiectele astea.
Probabil ne va pune să tragem de vreo manetă, ca să ne urcăm aici sus. Și habar n-am, adică sus e doar pur și simplu un bec. Na, interesant. Și asta e prima hartă numită Fear Darkness, adică îți e frică de întuneric. Într-un fel mă face să cred că noi suntem copilul vecinului, de fapt, pentru că ne-a închis într-o cameră. Poate asta este cumva camera în care și-a închis oamenii și noi vedem prin ochii oamenilor, sau poate am fost și noi închiși la rândul nostru într-o cameră de genul ăsta. Habar n-am. Dar hai să trecem la Fear School și să vedem sceneta sau harta cu școala. Și pe sceneta cu școala, iar aici la școală, e pur și simplu un fel de clasă foarte lungă, afară timpul trece foarte rapid și sunt o grămadă de oameni care arată ca noi. Se sună și clopoțelul și când se sună clopoțelul, toți copiii se duc la băncile lor, vedeți și voi. Nu știu că pot să sun eu manual clopoțelul. Nu cred că... A, sau poate merge. Dar după ce se sună iarăși clopoțelul, vedeți că ăștia încearcă să fugă după mine și să mă prindă. Probabil ceva s-a întâmplat și la școală cu acest copil și de asta zic, poate chiar noi suntem acest copil. Și dacă mă prind, ia să vedem ce se întâmplă. Deci dacă mă prind, pur și simplu mă dă din nou. Cred că și asta va fi tot așa un fel de flashback în care noi urmărim ce s-a întâmplat cu copilul. Sau poate, v-am zis, poate chiar noi suntem copilul vecinului și ne-am întors la el, dar el cred că nici nu știe de chestia asta. Holy fuck, uitați-vă și voi cum trece. E făcut ca să arate ca și cum trece foarte mult timp sau este o secțiune de vis în care pur și simplu caracterul nostru visează. Și imediat cum se sună clopoțelul, vedeți și voi, toți ăștia vin după noi. Bine, nu o să avem gravitație, v-am zis, gravitația am băgat-o eu în joc ca să pot să vă arăt, să vă exemplific un pic mai bine chestia asta, dar foarte interesant. Dacă o să mai descoper hărți, o să vi le arăt. Sunt chestii destul de avansate pe care momentan le-au descoperit unii săpând în fișierele jocului. Astea sunt cam toate. Mai e o hartă care are un obiect mare pe ea, pur și simplu o găleată mare pe ea. Da, nu e nimic interesant pe harta, așa că nu cred că are rost momentan să vă arăt. Probabil în momentul în care developerii vor lansa Alpha 4, toți elevii ăștia vor avea alte fețe, că mă îndoiesc că au aceeași față ca și mine, sau poate chiar asta e intenția developerilor. Habar n-am. Chiar nu știu ce să zic. Dar oricum, lăsați-mi teoriile voastre în comentarii. Astea sunt niște descoperiri destul de mari. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Hello Neighbor, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!